30 aprilie 2014, suntem în Alania, la nou deschisul hotel Delfin Platinum. Aici este patiseria. Aici probabil seara este muzica live, cu instrumentele aici. Și aici aveți programul de shuttle către Alania Side, legăturile între hotelul acesta și orașele din apropiere. Bună v-a. 30 aprilie 2014, suntem în Alania la Delfin Platinum. Hai să vezi tu cum se treabă. Deci, hotelul Delfin Platinum s-a construit pe locul fostei grădini de portocali a hotelului Delfin Botanic, vechiului hotel Delfin Botanic. Și acum, cele două clădiri, clădirea Platinum și clădirea Botanic, împart același domeniu, aceeași piscină, același luna park, același topogan și aceeași plajă, bineînțeles. Deci, probabil că va fi foarte aglomerat. Este cu apă caldă aia. Și asta este piscina care în momentul ăsta este încălzită. Deci o piscină încălzită în perioada aceasta. Aceasta este clădirea noului Delfin Platinum. Deci nu au construit decât un bloc, o clădire. În rest, aceleași acareturi de la Delfin Botanic. Aceleași piscine, aceleași topogane, aceleași plaje. E vreo piscină 11. Nouă? Astea două sunt noi. Deci au două piscine noi. Da. Deci asta are tot timpul și pe sezon de vară, apă caldă. Și asta, deci asta două, care le vedem aici imediat. Deci, revin, cele două piscine pe care le vedeți acum, piscina aceasta, care are apă încălzită inclusiv pe timpul verii, și aceasta sunt noi, construite acum. Deci, aceasta și aceasta, două piscine noi. În rest este Delfin Botanic cel vechi. În fine, au construit două piscine noi. Același decor. Bună să arată că este Botanic. Da,
Da. Sintie este renovat și botanică. Au renovat hotelul botanic? Da, au renovat și camerele exact cum este la Platinum. Platinum așa doar, doar două blocuri. Doar două blocuri. Roza și limon. Deci din vechiul delfin botanic au renovat două corpuri, corpul roza și corpul mimoza. Care le vor trece la plată. Da, asta este un idee. Asta nu e schimbat. Mai fac un an. Unul la anul viitor se deschide la Side. Și anul viitor delfin își mai deschide încă un hotel în Side. Da, este un hotel frumos. Are o grădină frumoasă, dar mi se pare foarte aglomerat. Sunt hotelurile din Lanțul Delfin, au de regulă servicii bune, dar pe gustul meu prea aglomerate. Ponton foarte mare și frumos se va construi aici. Dar momentan, fiind vânt, nu au ce să facă. Plaja este mai mult din pietre și în apă pietre și intrarea foarte abruptă. Și asta e clar. Face treaba.
Și acesta este aquaparkul. 1, 2, 3, 4, probabil că 5 topograme.